Hristos a înviat. Hristos a înviat. Mă bucur să fiu în seara aceasta cu dumneavoastră și împreună în prezența lui Dumnezeu. Este o dupămasă binecuvântată de Dumnezeu și se cade să îi aducem glorie și să ne bucurăm în locul de închinare, unde se cheamă numele Domnului. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Alfa și Omega din Luton, de unde o slujesc. Frații se roagă acum pentru noi, pentru noi toți, și vă transmit și ei totodată cu mine și familia mea multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. După ce am vorbit cu fratele Daniel prin mesaje, mi-a transmis și faptul că sunteți într-o lună în care se vorbește aici despre dragoste și sacrificiu. Mi-am ales un pasaj care să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră și am să-l citesc. Nu o să vă rog să vă ridicați, pentru că deja ați făcut exercițiul acesta destul de mult și o să rămâneți așezați și eu o să citesc câteva versete. Pentru că dacă v-aș ridica acum, va trebui să vă cer și mai târziu, că o să citesc mai multe. Și haideți, cei care aveți Scriptura, să o deschideți împreună cu mine la Cartea Ioan, capitolul 15, și vom citi împreună de la versetul 12 până la versetul 17 inclusiv. Ioan 12, Ioan capitolul 15, versetul 12 până la 17 inclusiv. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut un sfert sau o jumătate sau puțin. Scriptura spune că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Desigur, poate că mulți am putea să vorbim despre dragoste, despre sacrificiu. Și poate că cei care sunt un pic mai în vârstă ar putea să spună, pot eu să vă spun multe despre dragoste. Pot eu să vă spun multe, ar putea să spună o surioară mai tânără sau un frățior mai tânăr. Pentru că probabil sunt îndrăgostiți și dacă sunt, bine este. V-am citit din Ioan capitolul 15, pentru că a fost un cuvânt care l-am avut câteva săptămâni înainte, l-am predicat cel puțin de două ori și când am fost abordat să vin aici la dumneavoastră și cu mesajul acesta, mi-am dat seama că trebuie să-l aprofundez mai mult și să-l înțeleg mai bine. Trebuie să-l aplic mai mult ca să vi-l pot spune dumneavoastră. Nu este simplu și ușor să transmiți un mesaj când nu-l pui în practică. Când îl practici, când îl trăiești, este o bogăție a Harului lui Dumnezeu care ți se adaugă în momentul când îl trăiești. Nu mai vorbești despre El. Când oamenii vorbesc despre Dumnezeu, pot să spună multe cuvinte. Dar când oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și au o relație cu El personală, pot să vă spună o bogăție care vine din El și care ne este dată nouă pentru ca noi să avem viață în noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mă bucur că în această seară, sau cel puțin că luna aceasta, vorbiți despre dragoste și sacrificiu. Pentru că, dacă observați, ne spune Domnul Iisus
că vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și continuă Domnul Iisus și ne spune să vă iubiți cum? Ne dă un model și modelul acesta nu numai că ne-l relatează cumva a fost cineva cândva, ci în persoana lui ne spune să ne iubim cum? Așa cum ne-a iubit El, adică deschizându-și mâinile de bunăvoie și plătind pentru prietenia mea cu El, plătind pentru prietenia ta cu El, cu prețul vieții. O astfel de dragoste, o astfel de prietenie, o astfel de relație, cred că așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine. Uitându-mă în Scriptură, putem să observăm încă de la creație niște lucruri foarte importante. După ce Dumnezeu l-a adus pe om în creație, nu l-a lăsat singur. Și Scriptura ne spune că în răcoarea zilei, vocea lui Dumnezeu cobora și stătea de vorbă cu omul pe care Dumnezeu l-a creat. Deci, în primul rând, aș vrea să ținem cont de următorul aspect. Dacă cumva te simți singur, dacă cumva te simți că nu te mai aude Dumnezeu, că te-a părăsit Dumnezeu, vreau să spun că te-ai înșelat. Vocea pe care ai auzit-o n-a fost vocea lui Dumnezeu. Și dimpotrivă, observați următorul aspect. Dumnezeu îl creează pe om, îl așează în grădina Edenului și îi dă o poruncă. Să o lucreze și să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului. Desigur, vine înșelătorul și am putea să vorbim mult pe marginea aceasta, dar ceea ce vreau să vă spun este următorul aspect. Dumnezeu, după ce l-a așezat pe om acolo, nu l-a lăsat singur și Dumnezeu a continuat să vorbească cu omul, să aibă o relație cu omul. De ce vreau să vă duc acolo la relație? Pentru că totul stă într-o relație și nu putem numi o relație relație dacă ea nu este vie. Mă înțelegeți ce spun? Cuvântul Domnului ne arată că după ce omul a păcătuit, Dumnezeu a făcut un sacrificiu. A adus îmbrăcăminte din piele pentru oameni și i-a îmbrăcat, pentru că s-au simțit goi. Au păcătuit și s-au simțit goi. Dumnezeu a trebuit să jertfească ceva și să îmbrace pe acești oameni. S-a produs primul sacrificiu. Apoi putem să observăm cât de mult Dumnezeu a fost cu privirea îndreptată înspre om de-a lungul anilor. Și nu o să vorbesc în seara aceasta despre poporul Israel, ci o să vorbesc despre noi. Dacă dați o pagină în spate și veți citi următoarele două versete, 34 și 35, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Versetul 35 spune în felul următor: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții, dacă veți arăta dragoste unii pentru alții. Observați că este condiționat. Prin aceasta vor putea cunoaște toți dacă veți arăta dragoste unii pentru alții. Dacă mi-a spune că Biblia ne spune mai multe lucruri despre dragoste în Corinteni 13, cred. Și haideți să citim fugitiv, repede, să vedem ce ne spune Corinteni 13 despre dragoste. Și pentru că toți sunteți îndrăgostiți, ați putea să ne spuneți foarte multe. Și vă aduceți aminte, cu siguranță, tot capitolul și aproape că îl puteți recita ca și pe o poezie. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor.
Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Continuă cuvântul lui Dumnezeu să vorbească despre dragoste, dar în același timp ne amintește următorul aspect. Dacă noi doi nu o avem, nu suntem nimic. Dacă noi doi nu avem dragostea care vine din El, nu suntem nimic, pentru că nu avem ce da partenerului de viață. Nu avem ce da semenilor noștri. Observați câteva lucruri care spune Scriptura în felul următor. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nu aș avea dragoste, nu sunt nimic. Sunt milioane de oameni în lumea aceasta care prin gesturile lor ar dovedi dragoste. Dar numai doi oameni știu ce este acolo. Ei și Iisus Hristos, ce este în inima lor. Dacă este o adevărată dragoste sau nu. Numai noi doi cunoaștem ce este în inima noastră, dacă este o adevărată dragoste pură, care în fiecare zi se reînnoiește din El. Și o să ajungem puțin mai târziu, dacă îmi permiteți, să observăm cum și de unde vine această dragoste care ne poate conduce până acolo, să iubim atât de mult, să fim dispuși să ne dăm viața noastră pentru semenii noștri. Că dacă nu ar fi așa, dragii mei, ar trebui să plecăm capul jos toți și probabil să facem o rugăciune de iertare. O astfel de dragoste ne cheamă Domnul și ne poruncește, nu numai că ne cheamă, dar ne și poruncește să avem unii față de alții. Și dacă ați observat, nu se întâmplă aici la dumneavoastră, dar în multe locuri, când stau doi oameni de vorbă, imediat introduc pe al treilea. Și atât îl iubesc de mult că l-au nenorocit, dar numai că l-au nenorocit pe el, s-au nenorocit și pe ei doi. Au făcut trei crime dintr-o dată. O astfel de dragoste ne cheamă Domnul să avem, nu? Nu e așa? Probabil că nu știți despre ce vorbesc. Haideți să vedem ce spune în Scriptură. Versetul 4 din Corinteni 13 spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Aș vrea să vă rog un lucru, chiar dacă nu aveți un pix acum și o foaie, când mergeți acasă, în seara aceasta, înainte să vă așezați în așternutul patului și să dormiți, luați un pix și o hârtie, faceți un test grilă și puneți acolo următoarele lucruri. Corinteni, capitolul 13, începând de la versetul 4 în jos, ne spune în felul următor: că dragostea este îndelung răbdătoare. Și numai în ultima săptămână să vezi cât de mult îndelunga răbdare, începând din casa ta, a lucrat. Și dacă a lucrat, pune acolo un ok, dacă nu, vei găsi ce să pui. Dacă dragostea nu pizmuiește, face test grilă și începe să notezi acolo, știi de ce? Pentru ca să-ți vezi caracterul, ca să-ți descoperi caracterul, ca să-mi descoperi caracterul. Dacă este din Dumnezeu sau dacă este unul pe care aș vrea să fie, știți ce mi-a plăcut foarte mult? Primul vorbitor aici spunea: fii tu însuți. Și m-a ajutat mult să privesc înspre doi oameni care vroiau să pară și ei că sunt oamenii aceia pe care te poți baza,
care sunt oamenii aceia cu o inimă plină, atinsă de dragostea lui Dumnezeu și au spus, facem și noi să dea bine. Și au pus în bunguța lor ce a trebuit să fie și a dus cealaltă parte și a spus, uite aici, cu inima plină de dragoste, facem un sacrificiu enorm. Nu-i așa, frate, nu-i așa, soră? Pozau bine înaintea bisericii, înaintea societății, îmbrăcau o haină, probabil bine cusută, probabil, știu eu cum vroia să arate ei, dar Scriptura ne dovedește că oamenii aceștia nu erau ei înșiși. Dragostea lui Dumnezeu n-a pătruns atât de profund în inima lor, încât să fie curățită și ea expusă în așa fel încât să se vadă în exterior ce este înăuntru. Și oamenii aceștia au dovedit prin simplu fapt când au căzut la picioarele ucenicilor morți, dovedind ceea ce erau, ceea ce aveau în inimă, ceea ce purtau în pieptul lor. Aș vrea în seara aceasta să nu te culci pe perină și să spui că ești bine. Aș vrea să te rog frumos în seara aceasta să-ți faci o autoevaluare. Înainte să adormi, să spui, Doamne, vreau să știu cum sunt. Și pentru că tot ne place dragostea, haideți să mai citim un pic și să vedem ce mai spune dragostea. Sau ce mai spune Biblia despre dragoste. Versetul 6 spune că nu se bucură de nelegiuire. Cum ești la capitolul acesta? Cum stai la capitolul acesta? Am trecut peste versetul 5. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Te caracterizează ceea ce citesc? Mă caracterizează ceea ce citesc din cuvântul lui Dumnezeu? Port în inima mea, se vede în exteriorul meu de mâine dimineață și până când mă întorc din nou în locul acesta? Știți, putem să fim cei mai deosebiți oameni aici, în locul acesta, și să ne luăm în brațe, să facem tot binele posibil în două ceasuri, aici, în casa de închinare. Și afară să fim niște oameni care nici societatea nu vrea să se încurce cu noi. Noi doi am declarat într-o zi că îl vom sluji cu prețul vieții noastre și că nu ne va opri nimic. Că nu ne va opri nimic. Să declarăm în fiecare zi dragostea care ne-a arătat-o nouă. Cum o dovedim noi? Cum o dovedesc eu? Cum o dovedesc copiii mei? Știți? Cel mai frumos tablou al familiei mele sunt nu eu și soția mea. Sunt copiii mei care în societatea aceasta dovedesc cine suntem noi. Cine suntem noi? Îmi place mult ca oamenii să aibă o imagine bună despre mine, dar mai important decât imaginea pe care o pot avea oamenii despre mine, vreau să știu ce spune tatăl meu și tatăl tău despre mine, despre caracterul meu și despre caracterul tău. Uitându-mă în cuvântul acesta, mă văd silit de promisiunea care am făcut-o împăratului meu, să dovedesc dragostea prin trăirea mea încoronată de sacrificii în fiecare zi. Mă lupt în fiecare zi și fac sacrificii mari în fiecare zi să rămân cu o conștiință curată, să nu-mi pătez mintea, să nu-mi pătez ochii, să nu permit urechilor mele să audă ce nu trebuie să audă. Faceți dumneavoastră astfel de sacrificii? Vă luptați mult? Iubită biserică, încă n-am citit mult din cuvântul acesta, ci doar vreau să vă ajut să realizați ceea ce voi cunoașteți, ceea ce voi știți, ceea ce noi cu toții știm, dar trebuie să și împlinim. Dar trebuie să și împlinim împreună.
Versetul 7 spune că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Mă întreb, oare începând din casa mea se întâmplă lucrul acesta? Se întâmplă în casa ta? Se întâmplă? Noi ne plac slujbele frumoase, ne plac predicile care ating corzile sensibile ale inimii și care poate că ne fac să lăcrimeze, dar mai mult decât o predică frumoasă, bună, mai mult decât o slujbă frumoasă, este cum pleci din locul acesta. Pentru că slujba de astăzi trece și vine cea de data viitoare și trece și aceea. Dar cum sunt eu? Cum este inima mea? Cum sunt eu afară în societate? Ce ilustrez eu oamenilor din societatea de afară în care Dumnezeu mă cheamă să fiu lumină și sare? Să fiu o lumină aprinsă pentru oamenii din jurul nostru. Știți, nouă ne place cel mai mult să spunem Hristos a murit pentru păcatele noastre și credința în El ne mântuiește. Suntem izbăviți de păcatele noastre, iertați, curățiți. Dar mai este un lucru care ne scapă și ne scapă foarte ieftin și foarte ușor. Domnul Iisus nu a venit numai să moară pentru păcatele noastre. Nu a venit numai să plătească pentru păcatul meu și al tău. Domnul Iisus, din momentul în care s-a născut aici, pe pământul acesta, a ascultat de Maria, a ascultat de Iosif, a fost supus lor. Și nu ne spune Biblia în nicio circunstanță cum că s-ar fi răzvrătit undeva, cândva, și că le-ar fi întors vorba înapoi. Domnul Iisus Hristos, în toți acești 30 de ani, până când și-a început slujba, a dovedit supunere față de om, față de Maria, mama lui, și față de Iosif. A fost un tânăr ascultător. Te întreb în seara aceasta, tânăr și tânără iubită, cum sunteți la capitolul ascultare? Câte rugăciuni trebuie să înalțe părinții și cereri deosebite și promisiuni fermecătoare să-ți aducă. Domnul Iisus, pas cu pas, până când și-a început lucrarea, a arătat supunere, ascultare, a dovedit-o și mai mult de atât, ne-a arătat nouă, ca și oameni maturi, că se poate trăi fără păcat. Că poți să trăiești într-o societate murdară și să nu-ți murdărești ochii, să nu-ți murdărești conștiința, să nu-ți murdărești mâinile și haina pe care ai primit-o. Aș vrea să trec repede versetul 13, spune că dragostea nu va pieri niciodată. Aceasta a fost declarația dragostei. Declarația dragostei egal jertfă pentru ca să rămâi un om credincios și plin de dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să jertfești. Dragoste egal jertfă. Cunoaștem cu toții atât de bine Ioan 3:16 și spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Mă rog ca în această seară, când vom pleca din locul acesta, dragostea lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile. Și așa cum v-am rugat în seara aceasta, nu vă așezați în așternutul patului până când nu veți face o evaluare a inimii, cum este, a caracterului pe care îl purtăm și îl dovedim în societatea de afară.
Vreau să vă citesc câteva versete din 1 Ioan, capitolul 3. Și cuvântul scris se găsește la capitolul 3, începând de la versetul 10, și spune în felul următor: prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu și nici cine nu iubește pe fratele său. Ați auzit, dragii mei, ce spune Scriptura? Că oricine nu trăiește în neprihănire și oricine nu-și iubește fratele nu este de la Dumnezeu. Scrie în Biblia mea și în a ta lucrul acesta. Spune în felul următor în continuare: căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Și cel mai mult, biserica, ce se întâmplă este că își ucide enoriașii. Nu prin păstori, că ei suferă pentru voi. Nu prin slujitorii pe care aveți, ci însăși prin caracterul pe care îl poartă fiecare om, și pot să fiu eu omul acela. Cuvântul Domnului spune în felul următor: nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său în neprihănire. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți? Și nici un ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri. Numai fratele Daniel nu-mi spune amin în seara aceasta. Frate Daniel, numai dumneata ești aici? Amin, o spui în comunitate, Domnul să ne ajute. Fraților, nu vă uitați ca și la un cârtitor în seara aceasta, că mă găsesc într-un trup de carne ca și dumneavoastră. M-am rugat Domnului și am spus: Doamne, când vei vorbi unui popor prin gura mea, să faci cum spune Scriptura, că sabia are două tăișuri și în primul rând este îndreptat înspre mine și taie în mine. Și mă rog ca nu să fie cumva invers, ci în primul rând să taie în mine. Pentru că dacă nu taie în mine, aș fi numai unul care arată cu degetul. Și chiar dacă aș arăta cu degetul, să știți că cele mai multe degete rămân înspre mine și numai unul de-al meu se îndreaptă înspre dumneavoastră. Și am spus: Doamne, dacă vei vorbi în seara aceasta, să-mi vorbești mie primul rând. Cuvântul Domnului spune în felul următor, dragii mei, pentru că vreau să citesc până la versetul 24. Știu că este mult, dar dacă nu vă voi vorbi cuvântul lui Dumnezeu, degeaba vă voi spune multe lucruri și nu vă spun nimic. Cuvântul acesta îmi spune mie în felul următor: cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Observați că ne cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Ne cercetează starea materială și ne cercetează cum este inima noastră în momentul în care starea noastră materială este bună. Și vedem un nenorocit în dreptul nostru și spunem: du-te în pace, încălzește-te, și nu-i dăm cele trebuincioase. Ce dragoste dovedim? Ce jertfă am făcut? Ce sacrificiu am făcut? Iubiți frați și surori, ne plac cântările vechi, dar nu suntem de acord cu toate. Că una dintre ele spune: doar o colibă aici jos îmi ajunge. Și sunt multe alte cântări care la unele versuri mi-e rușine să cânt. Știți de ce? Pentru că nu mă calific. Pentru că nu mă calific. Și n-aș vrea să-mi iese din gură ceva
și să nu împlinesc. Versetul 18 din 1 Ioan ne spune în felul următor: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile, prea iubiților. Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Doamne, ajută-ne! Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Amin. Doamne, ajută-ne! Mai am încă puțin de citit pentru mine și pentru dumneavoastră și apoi o să închei cuvântul pe care în seara aceasta cred că l-am primit ca o provocare pentru mine și ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru că întâi sunt dator eu să-L împlinesc. Spuneam mai devreme că o să vă spun din Scriptură și cum vom putea fi beneficiari ai acestei dragoste care ne conduce până acolo să fim gata pentru sacrificiu. Primul aspect pe care Scriptura ne-l prezintă pentru ca noi să putem să rodim roada Duhului Sfânt este prima condiție, să rămânem în El. Și cuvântul lui Dumnezeu, începând de la versetul 1, capitolul 15, până la versetul 11, ne vorbește despre relația personală om-Dumnezeu sau Dumnezeu-om. Și spune în felul următor: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Versetul 4 spune: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nu o să mai citesc până la versetul 11, dar Biblia în locul acesta îmi relatează foarte clar relația pe care eu trebuie să o am cu Tatăl, eu trebuie să o am cu Fiul. Dacă noi doi nu avem această relație permanentă și vie de care depindem, noi nu putem să rodim dragoste. Știți ce facem când nu mai avem acea relație permanentă și vie? Ne mințim unii pe alții. Pentru că ceea ce oferim, ceea ce vom putea oferi, nu este mai mult decât o dragoste omenească care este înșelătoare, care nu plătește cu prețul vieții, care nu poate plăti cu prețul vieții. Numai dragostea din Dumnezeu, care în fiecare zi este turnată în inima ta prin cuvântul lui Dumnezeu, poate să te conducă până acolo, să iubești atâta de mult, încât să fii gata să-ți dai viața pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi, pentru frații tăi, pentru surorile tale, pentru biserica ta, pentru biserica lui Hristos. Vă spuneam de modelul care a venit în lumea noastră ca să plătească prețul pentru vina păcatului meu și al vostru. A fost că atât de mult ne-a iubit,
încât a spus: Tată, sunt gata să plătesc pentru ei. Te întreb în seara aceasta, prin dragostea care o porți astăzi, ești gata să plătești pentru prietenii tăi cu prețul vieții? Nu-mi răspunde mie acum, dar insist, nu adormi în seara aceasta până când nu-ți vei cerceta inima, până când nu-i vei deosebi caracterul pe care Dumnezeu îl dorește de la tine. Și dacă nu este conform Scripturii, în seara aceasta ai oportunitatea să stai tu și cu El de vorbă. Ai oportunitatea să înțelegi dacă mai ești racordat la tulpină, la viță. Spune că orice mlădiță care nu mai este în el nu poate să rodească, nu poate să aducă rod de la sine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu nu rămân în el, nici el nu mai este în mine. Dacă cuvântul lui nu rămâne în mine, nici eu nu pot să împlinesc voia lui. Nu pot să dovedesc în lumea aceasta că sunt un copil al lui Dumnezeu. Trupul acesta în care există o lege care este vrăjmaș cu legea lui Dumnezeu, mă va da de gol, dacă nu astăzi, mâine, te va da de gol, dacă nu astăzi, mâine, va spune despre tine cine ești. În seara aceasta, dragul meu frate și soră, te chem la o relație vie din care vei putea procura un caracter dumnezeiesc, în care vei putea procura o dragoste care atunci când vei fi pus pe rug, vei putea suferi pedeapsa, care atunci când te va pune la colț, vei putea să spui: Tată, voia ta, nu a mea. Dacă nu se dovedește în tine astfel de dragoste, îmi pare rău să spun că poate ești debranșat de la butucul de viță, care este Hristos Domnul. În seara aceasta nu-mi doresc mai mult pentru tine și pentru mine decât să ne asigurăm că suntem o mlădiță în butucul de vie. Decât că suntem o mlădiță în butucul de vie care poate să aducă rod. Și dacă în seara aceasta simți că încă mai ești acolo, dacă în seara aceasta inima, viața, caracterul tău dovedește că încă mai ești acolo branșat și încă El curăță și taie, bucură-te! Pentru că Scriptura ne spune că dacă El mă curăță pe mine și te curăță pe tine, o face pentru ca noi doi să rodim mai mult și rodul nostru să rămână. Scriptura continuă de la versetul 18 din Ioan 15, de unde am citit, să ne spună despre relația noastră cu lumea, cu societatea de afară, cu oamenii care s-au pângărit inima, s-au vândut sufletul. Rodul nostru trebuie să rămână într-o societate murdară. Dar noi nu trebuie să ne pierdem inima, dragii mei. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Mă rog ca acest cuvânt care ni l-a dat Dumnezeu să rămână în inima noastră. Și când noi vom umbla pe stradă, oamenii se poate vedea în noi o evanghelie vie, umblând, și care poate să fie citită, și care se poate vedea în mine și în tine dragostea lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă sensibilizeze inimile și să ne ajute împreună să formăm un caracter scriptural. Și Psalmul 1, care ne place tuturor și care îl cunosc copilașii noștri, ne spune că noi doi am fost sădiți în cel mai prielnic loc în care nu ne putem motiva să spunem: păi n-am avut o biserică vie, păi n-am avut o circumstanță în care cineva să fie lângă mine, să mă împingă. Spune că tu și cu mine ai fost sădit în cel mai prielnic loc, lângă un izvor de apă vie. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, care în seara aceasta a fost prezent și este încă prezent, să ne cercedeze în totalitate și când vom pleca din locul acesta, să decidem să umblăm cu El în totalitate și să dovedim dragostea care ne va conduce până acolo, să ne dăm viața pentru semenii noștri. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze pe toți. Mă rog ca harul și binecuvântarea Lui să vă însoțească. Vă așteptăm la Luton, vă invit să veniți și să putem să ne bucurăm împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.